Salut băsacalor, ce faceți? Ia uitați-vă la mine cum ești din numeri, ia uitați cum ești și din poponeți, ia uitați ce mișcări puternice am aici, ia uite, wow! Uitați-vă la poponeața mea cum se mișcă, mamă ce îmi place să dau din poponeți, simt cum îmi lucrează și îmi tonifiază picioarele, wow, uite ce fund am. Suportul la seria asta este extraordinar, am strâns peste 30.000 de like-uri din nou când am cerut 20.000. Știu că e nebunie, dar hai la episodul ăsta să facem 32.000 de like-uri pentru un nou episod de Minecraft, putem să o facem. Acum haideți să vă arăt ce am făcut aici. Este o intrare, da, e un fel de intrare din rai, dar așa, mai ca la țară, mai la mine la Bacău. Ei bine, pe aici s-ar camare, ia fiți atent. Hop! Ei bine, și ajung aici, prieteni. Ia uitați ce am făcut eu aici. Bine, fără noroiul ăsta de aici, îmi pare rău că a fost necesar să vedeți asta. Băi, care mărâie aici la mine? Băi, ce cauți aici? Ia, cântăm ceva, haide. Băi, ai picioare de schelete, picioare de marionete. Am înțeles, nu prea știi să cânti, așa că spune repede, snichie peste mama mea. Poftim! Mori! E timpul să te duci de unde ai venit, în iad. Oh my god, doamne, ce se întâmplă aici? Ei, mai avem un invitat, prietene. Hai, prietene, dar vino, te poftesc aici la noi. Hei, bună seara! Ce faci? Cu ce ocazie? Oh, da, și eu bine. Ce-ți mai face nevasta? Wow, băi, de când ai mai mâncat mă ceva? Bă, ce slăbănog ești! Ești slăbănog, am zis! Bă! Pleacă! Nu meriți să stai în casă, în conacul meu, de sub pământ! Unde ești? Unde? Ai făcut-o, căcuța, și ți-am luat-o eu! Prieteni, lăsați-mă să vă prezint ferma mea automată de fish, adică de pește, și mob spawnerul de paianjă, care este foarte, foarte tare. După cum vedeți, am level 50, wow! Eu pur și simplu vin aici, lăsați-mă să dau acest onor mai încet pentru că simt că nu mai rezist. Pur și simplu vin aici, stau aici și efectiv înduioșez acești paianjeni cu niște lovituri suave de sabie peste față. Ei mor pur și simplu și dropează excrementele lor. Wow, câtă ață am! Wow, câtă... Wow, get the fuck out of here! Wow, wow! Iar acum cea mai tare chestie din lume? Boom! Boom! Uitați câte cărți am! Uitați câte cărți am! Am o grămadă de șale, de asta cum se numește, șele, șaie, nu știu cum. Și name tag-uri, o grămadă și o grămadă de chestii faine. Am stat cam 2 ore AFK aici și mi s-a întâmplat toată chestia. Acum haideți să vă arăt liftul. Wow! Și avem treabă pe acasă pentru că vreau să-mi fac un enchanting room. Hai să luăm pe Sebastian și mai am ceva. Nu, iar voi plecați! Wow! Demon ai nopții! Pleacă! Pleacă! Nesimțire! Oh my god, în sfârșit mi-a dropat. Hei, Sebastian! 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 Sebastian, nu mă joc de huța de cu căruța! Sebastian! Sebastian, sigur te-am pus aici cu lamele, nu? La... Lame? Dea? Lea, unde-i Sebastian? Sebastian! Pleacă! Lasă mă! Nu! Tu l-ai luat pe Sebastian! Pleacă, demon al morții! Pleacă din Brașov! Și tu! Și tu! M-am mețit, nu mai pot. Asta va să fie titlul episod. Pleacă! Te-am ratat. Degeaba toate aceste bogății, degeaba atâtea șale, dacă niciuna nu poate fi pe spatele lui Sebastian. Tu l-ai omorât pe Sebastian, demon al nopții. O să-mi fac un pat și o să mă culc pentru că sigur visez. Da, chiar așa, cred că visez. Uite, o să-mi pun patul chiar aici pentru că sigur visez.
You may not rest now. There are monsters nearby. What kind of monsters? Because no monster right here. Pac, I sleep. Okay. Încă un another monster, but I want somn. Because I'm very, very sleepy, cum ar veni, gata. I'm tired. Ok, bine, bine, am înțeles. Nu, nu cred că nu. Ce? Cum îți permiți? Cum îți permiți, jegule? Cum îți permiți, măi, jegule? Ok, mă trezesc. Urc pe liftul meu automat. Sebastian e sus și mă așteaptă și totul e bine. Hei, chiar așa. Chiar așa, Sebastian e bine. Ia, wow! Ce zi minunată, wow! Ce zi minunată aici în Brașov. Mă rog, aici nu suntem în Brașov, suntem un pic mai departe de Brașov. Hei, Sebastian, hai să me... Sebastian, promit că o să rămâi întotdeauna în inima mea. Sebastian, hashtag 2. Sebastian, o să te înșel cu vără tu, Sebastian. Îmi pare rău. Nu știu cine Dumnezeu ți-a făcut asta. Că dacă ți-l prind, Sebastian, ți-l bat. Ți-l bat până nu mai are aer să respire, Sebastian. Ce cauți mă aici? Ce cauți mă aici? Ce Dumnezeu vrei? Nu vezi că arzi de furie? Sau ăla sunt eu? Cred că eu ard de furie. Da, ok, eu ard de furie. Dar a vrut să se întâmple asta. Sebastian a vrut să plece într-o lume mai bună. Prieteni, vă prezint pe Dea și pe Lea. Lea e mai închisă, Dea e mai deschisă. Dea, Lea, haideți cu mine. Mergem în Brașov. Oare pot fugi? Wow, wow. Mamă, ce repede fugi o lamă. Mă, stai, nu pot să călăresc o lamă. Ah, n-am oșa. Ah, voiam să călăresc o lamă, frate. Asta oricine cred că trebuie să facă asta în viață. Nu să călărească o lamă, nu-i așa? Ok, de alea. Și în timp ce merg cu aceste două puicuțe acasă, aș vrea să vă rog să nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram și să vă activați notificările pe YouTube, pentru că sâmbătă postez cea mai tare piesă de pe canal, prima mea piesă intitulată Hitulet Selena. O să fie o nebunie totală, o să vă placă. De alea, ce părere aveți? A? Vă place, nu? Și mie, da, și mie îmi place. Ok, ok. Vă rog să vă grăbiți. Mersul pe jos face piciorul frumos. Vă rog să rețineți chestia asta. Este o chestie din bătrâni. Știu că tataia lui străbunicul meu îi zicea asta. Dumnezeu să-l ierte. A murit ceva acum vreo ceva timp tataia lui străbunicul. Mai exact acum vreo 225 de ani. E ok, e ok, e ok, e ok. Nu plâng, nu plâng de ea, nu plâng de ea. Da, știu, știu, doare. Ok, nu plâng. Iată vin colindători, florile de noaptea pe la trecători. Mi-a stricat armura, trebuie să-mi fac o armură complet nouă. Mamă, pe ăștia n-aș vrea să-i schimb. Wow, e armură foarte bună, avem level 52. Dar ia uitați aici. Wow, power 5 infinity, am breaking flame. Astăzi vreau să ajungem un pic în nether, prieteni. Wow, am un nou, am un nou. Hei, 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 de-aia, de-aia, vrei. Bă, măi, tu vrei un nou, vrei un nou? Îți place omleta? Îți place omleta? Ok, nu-ți place omleta, ok, ok, îmi pare rău. Ok, nu-ți place omleta. Da, poate e vegan, poate nu mănâncă nou. E ok, știu, știu. Și mama e la fel, și mama e la fel. Măi, nu mai scuipați pe stradă, măi. Deci mama mea m-a învățat un lucru. Toată viața mea mi-a zis că nu-i frumos să scuip. Și chestiile astea două scuip așa, băi, și mai sunteți și domnișoare, mă. Să văd și o fustiță, un ciorăper ridicat, un pantof asortat, dar nu flegme cu muci, mă, aici. Ce Dumnezeu, uite-le cum scuipă, nu mai scuipați. Oh my god, mă. Cred că aveți nevoie de un nou. De omletă, da, omlet de fromage. Bine ați venit, bine ați venit, prieteni. Bine ați venit, frumoaselor. Bine ați venit, rămâneți aici, sunteți oficial ale mele. Nu mai plecați niciodată de aici, dar nu este nicio problemă. De alea, faceți cunoștință cu Juve. Juve! Măi, Juve, ți-am zis să nu mai stai în cadă când vin musafir. Ce dumne, uite, nu-l scuipa pe Juve, nu-i place să fie scuipat, gata, că am treabă. Distracție plăcută. Ok, ok, ciudat, sunt ciudat rău. Oh my god, băi, ce v-am zis? Măi, limbă, ce Dumnezeu faceți, mă, când sunt eu plecat? Ce caută, mă, ăsta? Băi, Marian, nu te mai uita așa, ce caută ăsta aici, Marian? Marian e prietenul tău, ți-l omor, Marian. Wow, 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 ce caută ăsta aici, Sebastian, Marian? Prieteni, ca să înțelegeți și voi ce vreau să fac, ideea este că eu vreau să obțin enchantul ăsta numit Mending pe tot, pe toată armura și pe toate uneltele mele. Probabil vă întrebați ce face acest Mending. Ei bine, acest Mending face ca, mă rog, armura sau scula ta... Măi,
pula, mă refer la un pichex, un târnăcop, un de-astea. Băi, băi, bără. Face ca unealta ta să se repare, dar prin XP. Deci dacă tu ai lovit cu așa cu XP, pum, arma ta se încarcă și se face mereu full. Pentru că după cum vedeți, asta e full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Am nevoie de 14 bookshelf-uri. Ok, ok. Să nu mai se mai număr o dată, să fiu sigur, pentru că e foarte periculos. Deci am nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow, e un pic mai mult decât mă așteptam. Ok, ne ștergem. Bă, prieteni, îmi pare rău dacă calitatea videoclipului meu o să auziți microfonul mai prost, dar mi-am pornit ventilatorul pentru că nu mai pot de cald. O să s-ar putea să audă un băzit foarte tare. Îmi pare rău, suportați și voi un pic pentru că mor de cald. Oh my god, mor de cald. Hai să vedem, o să luăm sabia de diamant și o să luăm aici ce ne-ar trebui. Ne-ar trebui sharpness 4 neapărat. Hai să vedem ce ne-ar da pe o sabie de diamant. Sharpness 3, nu, avem sharpness 4. Am breaking sharpness 1, power 4, eficiență 4, eficiență sharpness 3, sharpness 3, steel touch, fire aspect 2. Ok, ar fi ok să avem o sabie cu fire aspect. Oh, acest drum pe jos e mai lung de 3 ori, Sebastian. Mi-e dor de tine. Jur, Sebastian, că o să te răzbun, o să bat dragonul cu vărul tău, Sebastian 2. Nu glumesc, Sebastian, o să-l iau pe vărul tău și o să batem dragonul împreună, promit, Sebastian, pentru că eu mă țin de cuvânt, pentru că sunt un om de cuvânt. Și mulți mi-a zis că este o piramidă acolo. Hei, am explorat-o la începutul seriei. De ce nu vă uitați la începutul seriei? Chiar ar trebui să vă uitați la toate episoadele de Minecraft. Haide, cine cântă cu mine în 3, 2, 1, să vedem ce melodie îmi vine prin minte și... O nonă la naiba cu tot ce aveam, că ce aveam nu ce credeam, baby. O nonă acum nu mai pot să simt iar și-mi tremură sângele în vene. Sunt foarte, foarte curios dacă pe aici mai e vreun sătean, pentru că dacă mai e vreun sătean pe aici, avem șanse foarte mari să devenim foarte unkillable, adică să nu ne omoare nimeni chiar foarte, foarte curând. Ia să verific eu. Hai, bună ziua, bună ziua, ce faci? Wow, ok, nu mai e nimeni. Voi pleca, mă fac că n-am văzut. Ok, e ok, e trist când intri într-o casă și e și descuiată și nu e nimeni. Doamna Văcuță, este pe aici cineva? Ok, am înțeles, luați un pește și mulțumesc pentru informația pe care nu mi-ați dat-o. Doamne, bă, vorbesc singur. Am ajuns să vorbesc singur cu un joc. Chiar vorbesc singur cu un joc, da, e foarte tare. Bună seara, cineva? Ok, nimeni. Prieteni, am auzit ceva, prieteni. Mai faceți? Hey. Oh, gosh. Oh, oh my god, tu ești foarte tare, omule. Domnule Goblin, știți cumva unde este prietenul domnului Marcel? Cum, în spatele meu? Poftim, chiar în spatele meu, dar nu-l văd pe domnul Marcel. Hei, domnule Marcel! Oh my god! Hei, ok, ăștia sunt cam nepoliticoși. Hai, vreți pește? Nu vreți pește? Vi se face? Sunteți vegani? Bine, n-am știut. Prieteni, avem o grămadă de săteni. Ok, avem planuri mari episoadele viitoare. Oh, da, o să devenim cei mai tari. Am nevoie de cineva maro ca Sebastian. Iubește-mă. Haide, iubește-mă, el seniorita. Rita, ia să vedem cum aleargă, ia să vedem. E ok, dar parcă tot n-am încredere în tine. Hei, pistruiatule, mamă, pistruiatule, tu ești, ha. Ok, Rita, señorita, iubește-mă, un pochito despacito, ulala. Toată lumea aici, e bine aici, Dea, Lea, sunteți bine? Ok, mă bucur să aud asta, mă bucur să aud că Dea și cu Lea sunt bine. Măi, dar parcă nimeni nu fuge ca Sebastian de repede. De ce mergi atât de încet? De ce nu vrei să fugi? De ce toată lumea merge așa încet? Oh my god, Sebastian era așa de rapid. Niciodată nimeni nu o să poată să ne înlocuiască pe dragul meu, Sebastian. Vorbesc cu un cal care nici măcar nu mă ascultă. Nici măcar nu vede. Măi, tu vezi pe părți, mă? Ia să vedem cât sari. Bum! Wow. Oh, Doamne, am prins toți caii care au stat toată viața lor în fața calculatorului. N-au făcut un pic de sport. Sebastian era cal de... cal adevărat, mă, era cal care de dimineață se trezea și mai mânca următoarea zi, că alerga toată ziua. Unbreaking 3, perfect, este perfect, ia să vedem Unbreaking 3, Sharpness 4, Knockback 2, oh my fucking god, jur, oh god, iar acum, prieteni, îi punem Fire Aspect 2, oh my god, are Sharpness 4, Sharpness 5, boom! Oh my god, ce sabie bună ne-am făcut. Prieteni,
pentru că nu vreau să stau degeaba în episodul ăsta. Astăzi o să facem ce trebuia făcut de foarte mult timp. Cioată! Rita! El nou! Prieteni, facem asta, ma... Nu, Marian, Marian! Și limbă! Limbă! Boom! Ok, avem limbă, Marian... Și ciocănel, să nu uităm pe ciocănel! Mamă, prieteni, câte am aici! Și Juve, nu pot să cred că l-am uitat pe Juve. Oh my god, câte avem aici. Ce bine să vezi că e pe mut. Simt că e ca un film cu Charlie Chaplin, serios. Nu, uite, serios, îi rănești și nu zic nimic. Wow, le place durerea, băi, sunteți masochiști. Pani de neafurisiști ce sunteți masochiști. Da, știu că am uitat, nu, de fapt n-am uitat, ăsta e alu Ciocănel. Ăsta, ok, trebuie să fie Sebastian. Și nu, o să fie doar Sebastian și atât. Pentru că merită să fie doar Sebastian. Și atât, te rog, spune-mi că nu e noapte. Ok, e noapte, ne băgăm. Aștept să fac asta toată ziua, prietene. Uitați ce tare, bup! Și venim aici, ei, ce s-a întâmplat? Op, salut, prietene. Salut, hei. Pa, prietene. Nu-mi spune, ce cauți la mine acasă? Sebastian, sper că ne păzești și ne veghezi în fiecare seară și te rogi la noi. Te rogi mai ales la mine să găsesc un cal la fel de bun ca tine, dar... Cu toții știm că nu se întâmplă asta până la urmă, nu mă zice. Băi, Sebastian e unic, frate. De Sebastian e ca primul pupic, frate. E ca primul pupic. O să-l ții minte toată viața ta. Nu o să mai niciodată un pupic la fel de fain. Bine, sau poate e la fel ca un pupic cu fata cu care îți place. Ai vrut așa de mult, frate. Fix așa, e fix așa. Bun, ok, Sebastian, tu rămâi acolo în timp ce eu plec un pic. Băi, nu mai am baterie la cameră. Nu pot să crede ce nu mai am baterie la cameră. Prieteni, veniți să vă fac botezul. Toată lumea, ridicarea, veniți. Toată lumea sus, toată lumea sus. Ce asta? Ridicați-vă toată lumea să vină cu mine. O facem ca la carte, vino și tu. Toată lumea afară din casă. Veniți. Trebuie să fim în fața lui Sebastian și-a dea, și-a lea, și-a lui Juve. Toată lumea aici. Tu, ceată, jos, următorul. Cel nou, stai jos, următorul. Ciocănel, stai jos, mamă, cum mi-alinez. Limbă, stai jos. Marian, stai jos. Rita, unde ești? Ok, Rita e un pic mai leneșă. Limbă, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost primul meu câine și te iubesc din toată inima mea. Bum, limbă! Ești un fericit, plimbă-te, limbă! Al doilea meu câine în care mi-am pus toată încrederea și nu a dezamăgit pe nimeni decât de foarte multe ori. Cel nou, bine ai venit printre noi, cel nou. Rămâi cu sfială toată viața ta. Marian, știi că noi am mai avut probleme? Dar acum... Marian, bine ai venit în familia noastră, Marian. Ciocănel. Uite-l, măi, pe Ciocănel, cum stă aici și se uită în zare. Ciocănel vine, ciotă dispare. Ciocănel, vreau să spun că te iubesc și te respect. Simte-te bine, iar tu, ciotă... Ciotă, mi-ai mâncat zilele, ciotă. Ciotă, uite-te la mine cum arăt, ciotă, că am riduri pe toată fața. Mi-ai făcut, Rita, ce cauți? Lasă-mă să-l botez aici pe ciotă. Ciotă, în numele Domnului, te rog frumos să nu mă mai super niciodată. Bine ai venit. Welcome to Brașov. Rita, măi, Rita, tu ești așa o fată bună. Tu n-ai nevoie de botez. Rita, nu vreau să botez. Ok, chiar ok. Ok, stați acolo, băieți. Că mă duc să-l botez pe Juve. Băi, care a intrat? Deci, ciotă, eram sigur că e ciotă. Deci eram sigur, Juve, bine ai venit printre noi. Băi, dar ridică-te un pic. Băi, săracul îi place. Ok, lui Juve îi place baia foarte mult. Băi, băieți, explicați-mi și mie ce se întâmplă aici. Ok, am înțeles, ok. Mi-a zis tot să scriu Brașov pe munte. Băi, nu am un munte, dar cred că cu siguranță, vă promit, ori fac eu un munte, ori o să scriu undeva ceva pe muntele la Brașov, așa, sau o să scriu, cred că o să scriu aici deasupra casei ca să fie Brașov, da, cred că asta o să fac.